data de 6 decembrie, cetățenii români și-au exprimat votul în cadrul alegerilor pentru Parlamentul României. Am luat decizia astăzi să-mi depun mandatul de prim-ministru. Decizia pe care am luat-o are un obiectiv foarte precis. Odată exprimată voința cetățenilor, trebuie demarate negocierile pentru formarea unui nou guvern. România are nevoie de un guvern responsabil, de un guvern care să reprezinte voința cetățenilor români care își doresc modernizarea României, dezvoltarea României. Și decizia mea de astăzi, vreau să arate un lucru foarte clar, că nu mă cramponez de funcția de prim-ministru, că negocierile care vor urma trebuie să ducă la un guvern format din formațiunile politice de centru dreapta, care susțin cu claritate orientarea euroatlantică a României și care vor cu adevărat să utilizeze toate resursele pe care le va avea România la dispoziție și de asemenea să fructifice oportunitățile pentru a putea să crească calitatea vieții pentru fiecare dintre cetățenii români. Îmi închei mandatul de premier după un an și o lună în care România s-a confruntat cu o perioadă extrem de dificilă, în care românii, alături de ceilalți cetățeni ai lumii, s-au confruntat cu o pandemie și cu o criză economică fără precedent. Am încercat să-mi fac datoria față de România și plec din funcția de premier cu conștiința datoriei împlinite. Tot ce a fost omenește posibil, atât eu, cât și colegii mei din echipa guvernamentală am făcut. Am încercat să găsim răspunsurile potrivite la toate provocările cu care s-a confruntat România. Pe 6 decembrie, românii care au participat la vot au decis componența viitorului Parlament. Obiectivul pe care îl am este acela de a construi o majoritate parlamentară care să nu cuprindă PSD. Obiectivul perioadei care va urma este acela de a fi implicat în negocierile pentru formarea unui guvern care să ofere românilor garanția unei direcții corecte pentru România și garanția unei capacități de a utiliza toate resursele și toate oportunitățile pe care România le va avea la dispoziție în următorii 4 ani. Guvernul, după demisia mea, va fi condus de un membru al cabinetului, care va fi desemnat de președintele României. De asemenea, am încredere că în negocierile care vor fi declanșate de președintele României, vocea rațiunii va triumfa și vreau să spun foarte clar, demisia mea vreau să arate un lucru limpede. Nu mă cramponez de nicio funcție. Nu pun condiții. Pentru mine, interesul României este deasupra interesului Partidului Național Liberal și deasupra intereselor mele personale. Am convingerea că în zilele care vor urma, negocierile vor duce cu adevărat
la un guvern care să aibă capacitatea de a duce România înainte, de a face față provocărilor cu care ne confruntăm și mai ales de a pregăti relansarea economică a României după ce vom trece de pandemie. Le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi în grelele bătălii pe care le-am dus în acest an de zile. De asemenea, vreau să le transmit cetățenilor români că orice măsură pe care am luat-o, chiar dacă a generat efecte nefavorabile pentru oameni, a fost luată cu un singur scop, și anume acela de a apăra sănătatea și viața românilor și de a apăra locurile de muncă ale românilor. Am convingerea că în viitoarele negocieri, Partidul Național Liberal va avea capacitatea de a da premierul României și de a forma coloana vertebrală a viitorului guvern care să realizeze saltul în dezvoltarea economică de care are nevoie România. Vă mulțumesc!